În județul Mehedinți, cel mai important sport feminin, handbalul, încă produce talente. Un exemplu este și cazul echipei de fete CSS Drobeta, o echipă formată din tinere care își doresc să facă performanță. Cătălin Dragomir este antrenorul care depune zi de zi eforturi substanțiale pentru a contribui la transformarea viselor sportivelor în realitate. În acest weekend, la sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin, a avut loc un meci de handbal la categoria feminin juniori, unde echipa CSS Drobeta a jucat cu CSS Petroșani. Tinerele sportive din orașul nostru dau un exemplu de pasiune, muncă și dăruire. Dragostea pentru vedeta sportului feminin, dar și dorința de a pune județul Mehedinți pe harta României în handbalul național. Ne bucură foarte tare și ne arată faptul că această activitate are viitor. Mă numesc Rogovean Diana Maria și practic acest sport de 7 ani. Ce rezultate îți dorești să obții astăzi? Îmi doresc un rezultat foarte bun, că ne ajută să ne și calificăm mai departe la turneul Speranță. Mă numesc Pișleagă Iris Elena și practic acest sport de 7 ani. Ce rezultate îți dorești să obții astăzi? Sper că va fi un meci puternic și că vom reuși să obținem niște rezultate bune și să câștigăm. Mă cheamă Iasmina și practic handbal de 4 ani. Ce rezultate îți dorești să obții astăzi? Îmi doresc să câștigăm cu o diferență foarte mare de scor, pentru că noi suntem o echipă determinată, suntem curajoase și ambițioase. Antrenorul echipei de handbal CSS Drobeta, Cătălin Dragomir, un om implicat și la fel de dăruit acestui sport, a decis să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a transforma pasiunea fetelor în performanță. La secția junioare 2, astăzi se întâlnesc echipele gazdă CSS Drobeta Turnul Severin contra CSS Petroșani, care contează pentru etapa a patra din campionatul național al Federației Române, seria G. Peste etapa a patra întâlnim o echipă la nivel apropiat ca al nostru și sunt convins că fetele mele vor face un meci bun, s-au mobilizat și ne dorim ca astăzi să fie prima victorie în campionat. De asemenea, antrenorul echipei oaspete, CSS Petroșani, a fost încântat de faptul că a ajuns din nou în Drobeta Turnul Severin, iar în ciuda măsurilor impuse de pandemie, încă s-au mai putut desfășura competiții sportive. Am venit la Severin să avem un meci cu o echipă destul de apropiată față de noi. Sperăm să fie un meci frumos, să câștige cine e mai bun. Am venit cu 14 sportive de junioare 2. Acum așteptăm rezultatele jocului. Cel mai important e că putem să jucăm pe pandemie. Ați mai fost la noi în Severin? Am mai fost acum 2 ani de zile. Am fost și ca arbitru în Severin. Da, este un oraș frumos. Fetele sunt destul de pregătite. Handbalul este un sport dificil, solicitant, care implică foarte multe antrenamente și muncă continuă. Tocmai de aceea, tinerele sportive trebuie apreciate și susținute pentru a-și continua pasiunea.